Bun găsit, sunt Inga Stoian, iar pentru astăzi am stabilit o întâlnire virtuală cu Monica Păun, medic specialist dermatovenerolog. Te salut cu drag, Monica, și îți mulțumesc Bună, că ai acceptat această discuție. Mulțumesc pentru invitație, îmi pare bine să avem o discuție împreună. Subiectul pe care aș dori să-l dezvoltăm împreună astăzi este dermatita atopică la copii. Să discutăm despre simptome, cauze și tratament. Monica, pentru început, ce este dermatita atopică și cum o recunoaștem? Dermatita atopică este o boală cronică. Ce înseamnă că este cronică? Înseamnă că ea se manifestă prin perioade de recădere, adică când apar leziuni noi, și remisiune, adică când nu le mai vedem cu ochiul liber. Însă boala este în continuare acolo, adică afecțiunea este în continuare a pielii, însă nu se mai exprimă clinic. Afectează aproximativ 10-20% din populația Europei și 2-3% din adulți. Și adulții sunt afectați de dermatita atopică. Propriu zis, în cuvinte mari, este că dermatita atopică este, în dermatita atopică, funcția de stratul protector al pielii este alterat. Și astfel există o pierdere de apă crescută la nivel transepidermal. Aș vrea doar să vă imaginați ca și cum ar fi cărămizi care sunt lipite între ele cu mortar, iar acest mortar, și ne imaginăm că este parte din pielea noastră, iar partea de mortar este lipsă în anumite zone ale pielii noastre, de unde apare și această pierdere de apă transepidermală, efectiv se evaporă la suprafața pielii. Care sunt cauzele apariției sau factorii declanșatori? Dermatita atopică este o boală multifactorială. Ce înseamnă asta? Că sunt mai mulți factori care pot determina. Și de multe ori studiile au arătat că există o componentă genetică și o componentă de factori de mediu. Din punct de vedere genetic, sunt două mari gene care sunt incriminate în studiile de specialitate și aici vorbim de gena filagrinei, poate că sunteți familiară cu acest nume, filagrina, și gene care reglează sistemul imunitar specific și înnăscut. Nu vreau să intru să vorbesc foarte pompos, aș vrea să vorbesc cât mai pe, să vorbesc cât mai pe înțelesul tuturor. În cuvinte mari, filagrina este o genă care are rol de hidratare epidermică și menținerea pH-ului pielii, deci propriu-zis un efect de lubrifiere cutanată. Iar părinții care se prezintă cu copiii cu dermatită atopică de multe ori vin și îmi spun da, dar eu n-am avut dermatită atopică, nici bunici, nici nimeni, de unde a apărut boala asta? Iar eu încep și îi întreb, de ce spun genetic? Că 50% dintre pacienții, dintre aparținătorii pacienților cu dermatită atopică au fie astm, fie rinită alergică, fie o afecțiune de tip urticarie alergică. Deci au întotdeauna o afecțiune din această sferă a atopiei sau alergie alimentare. Și atunci le spun, vedeți că este o componentă genetică, deci cumva pe o parte va moșteni. Și mai există o teorie care se numește teoria igienei, deci vorbesc de factorii de mediu. Este că noi trăim într-o societate foarte, în care în ultima vreme s-a pus foarte mult preț, în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, s-a pus foarte mult preț pe această distrugere a bacteriilor. Noi, în momentul în dezinfectarea mâinilor, totul prin casă să fie steril, să fie curat, să fie recurățat și așa mai departe. Pe suprafața pielii noastre nu există doar bacterii rele, există și bacterii bune și atunci vorbim în acest caz despre microbiom. Deci modificarea până la urmă acestei balanțe de bacterii bune și bacterii rele de pe suprafața pielii poate să contribuie și aceasta. Se numește teoria igienei și este incriminată în apariția dermatitei atopice. Când și cum se pune diagnosticul de dermatită atopică la un copil? În majoritatea cazurilor pe care eu le-am văzut, este vorba de copii sugari, deci până la vârsta de un an. Și poate să afecteze, evident, și copiii mai mari.
Cele mai importante caracteristici ale dermatitei atopice sunt pielea uscată, deci când punem mâna, este pielea aceea catifelată de bebeluș sau de sugar sau de copil mic, este o piele uscată, de cele mai multe ori sunt zone de roșață și pe lângă acesta pacientul, dacă poate să se exprime, se scarpină. Deci mâncărimea este iarăși foarte importantă. Uneori, în primele luni de viață, copilul nu știe să se scarpine. Și atunci, acesta cum se manifestă? Tulburări de somn, pentru că nu poate să doarmă. Simte că îl mănâncă, dar nu poate să se scarpine. Și de aceea este afectată grav calitatea vieții pacientului, dar și a familiei sau a mămicii care se ocupă de cel mic. Cum se tratează atunci dermatita la un bebeluș și apoi și la un copil mai mare? Da. Aici este vorba în principal de măsuri generale și măsuri de tratament propriu-zis creme și așa. O să vorbesc de câteva substanțe, o să voi da câteva exemple. Măsurile generale se aplică tuturor pacienților și aici vorbim de emolienți zilnic, adică un produs hidratant la nivelul pielii în fiecare zi după duș. Pentru copii atopici, eu recomand ca dușul să fie zilnic, fără nicio problemă, însă să respectăm câteva reguli simple și anume, dușul să fie scurt, să nu dureze mai mult de 5 minute, apa să fie călduță, în niciun caz fierbinte, și aplicarea emolientului să se facă imediat după ce iese copilul din duș, pe pielea umedă, deoarece absorbția este mai crescută. Dacă respectăm aceste reguli, nu este nicio problemă, studiile au arătat că nu există recăderi că ne spălăm prea des. Da, dacă prelungim dușurile, dacă le facem fierbinți, apare o deshidratare suplimentară a pielii și atunci putem să agravăm dermatita atopică. Dar din motive de igienă, eu recomand dușul zilnic. Apoi, temperatura ambientală, că tot e sezonul rece și dermatita atopică recade. Nu trebuie să facem nici prea cald în casă. Recomand să fie undeva pe la 21-22 de grade, pentru că și alternarea aerului rece din exterior cu aerul cald din interior poate să determine, să contribuie mai mult la uscăciunea pielii. Apoi, detergentul cu care spălăm hainele copiilor. Detergentul trebuie să fie unul preferabil lichid, în pofida unuia pulbere, și să stabilim la mașina de spălat rufe să apară să adăugăm un al doilea ciclu de clătire pentru îndepărtarea completă a detergentului. Preferabil un detergent fără parfum și detergent hipoalergenic special pentru piele sensibilă. Altceva, îmbrăcămintea este iarăși importantă. Sub niciun caz nu folosim materiale sintetice la copii și pentru că este o zonă rece, nu lână, din păcate. Uh-huh. Există nu lâna, de ce? Pentru că lâna poate să fie factor trigger, factor declanșator al dermatitei atopice și atunci vrem să evităm această situație. Ce putem face? Folosim materiale naturale din bumbac. Tratamentele, astea sunt măsurile generale. Dacă vorbim de forme ușoare moderate de dermatită atopică, o putem să folosim corticosteroizi. Știu că sunt mămici cărora le este foarte teamă de corticoterapie, că li se pare că este tratamentul cel mai grav care poate să primească copilul. Nu, dacă îl folosim corect, o perioadă scurtă de timp, el poate fi foarte eficient și sigur, dar atâta timp cât el este utilizat corect și sub supraveghere medicală, adică nu mergem la farmacie să ne dea creme pentru bebeluș. Corticosteroizi. De asemenea, mai există și variantă de inhibitor de calcineurină. Nu o să intru foarte mult în acest subiect, deoarece nu știu de cât de mult interesează pe ascultătorii noștri, însă există mai multe tratamente locale care se pot aplica sub formă medicamente, dar și fototerapie, se poate face fototerapie. Ce înseamnă asta? Expunerea pielii cu o lampă. O lampă, de cel mai multe ori vorbim de ultravioletele de tip B, bandă îngustă, care se pune la nivelul leziunii, care ajută și această dermatită atopică. Am văzut foarte frecvent că mămicile administrează antihistaminice pentru dermatită atopică, adică vorbim de
da, nu știu dacă pot să spun nume generice. Antihistaminice, e ok. Antihistaminice, da. Vorba și pot fi indicate pentru câteva zile, doar pentru proprietatea lor sedativă, nu pentru că au un efect în dermatita atopică. Dacă vorbim de cazuri severe de dermatita atopică, există și tratamente sub formă de pastile, tratamente orale, însă în ultima vreme au început să apară pe piață foarte puternic tratamente de tip anti-JAK și tratamente biologice și de tratamente injectabile sau tratamente orale care au un răspuns foarte bun la ele. De ce trebuie să ținem cont atunci când alegem produsele potrivite pentru un copil cu dermatită atopică? Când cumpărăm un produs cu dermatită atopică, pentru tenul atopic sau pentru piele atopică, acesta trebuie să fie fără parfum, trebuie să fie hipoalergenic, să scrie pe el că este hipoalergenic, să scrie pe el că este destinat pielii atopice. În principal, dacă vrem să căutăm și printre ingrediente să vedem ce conține produsul, emolientul respectiv, ne uităm după trei mari agenți de hidratare. Unu, sunt agenții ocluzivi și aici vorbim de un deșea care ce fac ocluziv? Fac ocluzie, deci sigilează apa la nivelul pielii. Umectant, ce înseamnă umectant? Atrage și reține apa și aici vorbim despre acidul hialuronic și despre glicerină. Sau din ce în ce mai mult au început să apară inductorii de hidratare, care sunt, de exemplu, aquafilinele, care stimulează aquaporinele, adică canalele de apă, care transportă apa la nivel celular. Și aici există produse, nu sunt foarte multe, dar acidul hialuronic, glicerină, vaselină, unt, deșea, acestea le găsiți în majoritatea produselor emoliente pentru tenul sau pielea atopică. Ok, mulțumim. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac părinții și care pot agrava această afecțiune? În principal, greșeala, nu spune neapărat că e o greșeală, că uneori părinții o fac nevoit, nu știu despre că fac, ei consideră că fac un bine. Este că folosesc ca îmbrăcămintea nepotrivită lână, că zic că să le țină cald și așa, dar ei nu știu. Deci nu aș putea spune neapărat o greșeală fatală. De asemenea, ei consideră că dacă au aplicat tratament pentru dermatita atopică și pacientul a intrat în remisiune, pentru că în dermatita atopică nu vorbim despre de vindecare, deci intră în remisiune, nu se mai văd leziunile clinic, nu le mai vedem cu ochiul liber, atunci ei consideră că gata, au scăpat de dermatita atopică, nu trebuie să mai facă nimic. Și atunci nu mai aplică emolientul zilnic. Asta este foarte important. Chiar dacă pacientul a intrat în remisiune, deci nu mai are leziuni pe corp, continuăm să aplicăm un emolient a la lung, deoarece s-a observat că scade riscul de recădere, adică de a reapariție a leziunilor. Și o altă greșeală, o consider din punctul meu de vedere, este această corticofobie, frica de a aplica corticoizi. Și atunci nu aplică corticoizi, dermatita atopică avansează, apar fisuri, apare o suprainfecție, lucrurile se complică pentru că nu le este foarte teamă de să aplice corticosteroizi. Ok, și un sfat la final pentru părinții cu copilași care au dermatită atopică? Eu vă spun din propria mea experiență, copilul meu are dermatită atopică de la vârsta de 3 luni. Eu l-am căutat, e foarte frustrant ca și părinte, mai ales ca dermatolog, să ai un copil cu dermatită atopică. Atenție la alergii alimentare sau respiratorii. Deci, în ciuda numelui său, dermatită atopică în sine nu este o alergie și nu este neapărat asociată cu o sensibilizare alergică. Cu toate acestea, studiile arată că alergia joacă un rol important în dermatită atopică. Deci, verificăm dacă considerăm că după un anumit aliment, parcă leziunile sunt mai roșii, sunt mai aspre, apară noi leziuni, nu trec sub tratament,
mergem și verificăm și cu medicul alergolog. Deci foarte important la alergii, important este să fim pozitivi, pentru că majoritatea cazurilor s-a estimat că dermatita atopică debutată înainte de vârsta de un an are 50% șanse ca până la vârsta de 5 ani să intre în remisiune, deci să nu mai avem leziuni la nivelul corpului. Uh-huh. Ok. Monica, îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile pe care le-ai oferit. Sper să fie utile pentru cât mai mulți părinți, da? Și noi să mai avem astfel de discuții interesante. Mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere și chiar mă bucur că reușesc să împărtășesc aceste informații în platforma Super Bebe. Chiar mi se pare foarte interesant ceea ce faceți. Mult succes. Mulțumesc. Și multă răbdare și putere părinților care au copii cu dermatită atopică. Mulțumim, Monica. Iar celor care ne urmăresc, le spun sănătate și echilibru în toate. Mulțumesc! Pe curând!